Sănătate, dragi prieteni, mă bucur să ne reauzim, să ne revedem. A venit primăvara din plin, este deja mai și verdele care simbolizează viața te ia de ochi, cum se zice, adică atât de mult te atrage și îți odihnește privirea, e chiar un verde crud, un verde viu, un verde de viață. Brăduții au început să facă muguri. Toate plantele au erupt, unele deja au înflorit, au trecut, se pregătesc altele de înflorire, dar cântecul păsărelor te îmbie, se aud fazanii care zbenguie pe aici prin grădină și ne bucurăm foarte mult, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce El face atât de frumos. E vrednic de iubit pentru faptul că se vede că atât de multe lucruri frumoase emană, vin din El și primăvara e anotimpul meu preferat, iar luna mai mi se pare cea mai frumoasă. Pentru mine luna mai este... e grozavă. A tot plouat și acum este un pic nor, dar am zis să facem o filmare. Aici este un brăduț corean, va face niște conuri tare drăguțe, când va crește un piculeț mai mare, niște conuri albastre, movulii. Este gata să facă și el muguri mari, avem bujorul acolo care a făcut deja bumbii de floare, sunt gata să explodeze, trandafirii și brăduții. Păsărelele cântă frumos. Se vede în zare atât de frumos. Sunt conifer, aici este un ienupăr tradițional, ăla de pe deal, a fost micuț, are și bobițe prin el, e și plantă medicinală, dar e veșnic verde, fără pretenții, rezistă la secetă, la uscăciună, aici chiar că văd că are bobițe, care sunt excepționale pentru căile urinare, dezinfectant și foarte bun pentru imunitate, pentru pancreas. Cucu cântă și el. E tot splendoare. Acesta are o creștere foarte, foarte frumoasă. Cu mugurei. Trageți. Și aici două candelabre. Bulzul se vede la distanță. Ați avut o formă atât de frumoasă, cu vârful mai golaș, jos la bază un halou de pădure și verdele frumos de tot. Aici sunt pinii care au mugurit, cresc ca niște candelabre frumoase. Ești în cea mai înconjurat de plante, cea mai frumoasă postură, simți că trăiești, te bucuri din plin. Și la locul de meditație, aici bucuri. Ai ocazia să-ți liniștești, să-ți gândurile, să-ți plătești privirea. De acolo îl vedem pe vecinul, cameramanul meu, Dani. Da, are o poziție frumoasă sub pădure și bulzul. Îi zicem Hora Unirii, la celălalt deal, parcă se prinde de mână trei rânduri de straturi de pom. Aici este o dracilă berberis, o plantă medicinală foarte puternică, face și fructe comestibile foarte bune, fructe acrișoare foarte sănătoase. A
avem smochinul, care deja primele smochinuțe începe să le are pregătite să le umfle. Și aici o plantă din familia sălcioarei face niște fructișoare micuțe roșii cu puncte argintate, gata de înflorire, are o erupție de flori, miroase splendid. Am îmbogățit, anul ăsta am plantat, văd că dă, aici iarba e mare, trebuie cosită, observați mugurașii, este un curmal, jujubele zice, am doi curmali pentru polenizare. Când vor crește ramurile mai mari, mai facem vreo filmare. Corn variegat, aici o mahonie, veșnic verde, care văd că vrea să facă fructe. Aici o plantă uliană subtropicală, o plantă medicinală, planta cu 5 gusturi, schizandra, văd că am florit anul ăsta. Sper să facă primele roade, n-a rodit niciodată până acum, doar a crescut, s-a dezvoltat bine, e frumoasă. Un parfum? De unde vine? Este aronia. Aici deja au legat fructă. Este ioșta. Între coacă și agriș. Aici un gutui tradițional, face gutui micuțe, dar foarte, foarte aromat. Nu este altoit. Este plin de flori. Aici iarăși un ioșta. A fost înflorită galben, ploaia de aur, poziția. Aici avem garduviu comestibil sau pomul de stafide sau amelanchieru. Este a fiind canadian, observați deja încep fructișoarele, foarte rezistent la schimbări climatice, la frig, la zăpadă, la ger, nepretențios, se umple de fructe super dulci ca niște stafide, sunt preferatele. Aici ne mai dăm un leagăn din când în când. Este așa de plăcut să poți să te relaxezi, o să muncești printr-o grădină în care ai tot felul de pomișori. Aici avem, deja înflorește, este moșmonul, floricelele sunt pregătite. Coruș, nobil. Și aici, surpriză, avem kiwi. Înflorește unul anul ăsta. Am pus peste 10 kiwi. Un kiwi rezistent la ger. Se zice că rezistă la minus 30 de grade. Aici văd că are primele flori, ăsta, piticuțul ăsta, are deja floricele, nu știu dacă le va ține anul ăsta. Iubesc locul acesta, iubesc natura, iubesc pe Dumnezeu mai presus de toate, care face posibil să ai astfel de experiențe și trăiri. Mă bucur de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi, pentru cadrul care ni-l pregătește și invit pe toți oamenii care vor asculta să gândească bine
și să decide să locuiască în mijlocul naturii, pentru că este într-adevăr o mare, mare binecuvântare. Să fiți bine, dragi prieteni!